Mă bucur foarte mult dacă povestirea aceasta a inspirat rugăciunea pe care am ascultat-o și am toată încredințarea că această rugăciune nu a fost fabricată de cineva cu vreun interes oarecare, ci a fost expresia unui suflet care a cerut lui Dumnezeu să-l ajute să primească cuvântul lui cel bun și să-l asculte. Aceasta este extraordinar. Nu știu dacă ați observat când fratele Dan a apreciat cântarea de pe platformă și a zis că o biserică ce are tineri în ea, are viitor. Eu am zis că n-ar fi chiar așa. Și, aha, ia să vedem, da. Și am zis că n-ar avea numai viitor, ci ar mai avea încă mai mult de atât. Ce mai are? Liniște, e clar că nu sunteți de acord. Liniște mare, așa este. Și din cauza liniștei acesteia, ea este expresia unei stări de lucruri. Tineretul nu este viitorul Bisericii, așa cum, cum ni s-a spus. Nu trebuie să îi ținem pe ei până vor fi bătrâni, ca după aceea să-i invităm să ia loc în sfatul bătrânilor. Nu. Biblia are altă viziune. Toți ucenicii lui Isus au fost tineri, exceptând unul dintre ei care nu era foarte tânăr, dar nici Petru nu a fost un bătrân. Ci toți ucenicii erau tineri. Omul despre care vom învăța noi astăzi, tangent, are 25 de ani, Ezechia. La 25 de ani reformează întreg statul lui Israel. Erau milioane de bătrâni acolo în timpul acesta, care nu ar fi făcut ce a făcut acest tânăr de 25 de ani. Așa, dar tinerii noștri și copiii pe care i-am văzut aici, ei sunt prezentul și ei sunt aceia care vor conduce cu ajutorul lui Dumnezeu și conduc biserica în viitor. Ceva foarte mișcător s-a petrecut zilele trecute într-unul din Statele Americii, în South Carolina, s-a petrecut lângă un Home Depot, un magazin din ăsta de material de construcții. O doamnă sună poliția și spune, domne, care e problema? Zice, de sâmbătă, era luni, de sâmbătă, aud continuu undeva aici în zonă un câine lătrând. Același câine, același lătrat, latră continuu și zi și noapte. Vă rog, veniți, trebuie să fie ceva, e imposibil. Mă tem de ce niște ce răutate o fi pe aici, dar e un câine care latră, același câine latră de sâmbătă. Au venit imediat cei de la Animal Protection, de la Protecția Animalelor, și o doamnă ofițer care era acolo a, a, a mers pe urmele, a, a ținut cont de unde latrat, după sunet, s-a dus acolo în spatele magazinului. Era un șans foarte adânc de beton, toate gunoaiele aruncate acolo în el. În șanțul acela foarte jos era căzut un mic pisoi și un câine, un cățel de rasă, care aparținea unei familii și care avea de, de, de identitate la gâtul lui, era acolo lângă el și cobora lângă el, îl alăpta, câteva momente o, o cățelușă, îl alăpta, după aceea fugea înapoi pe mal și lătra, 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 de sâmbătă a lătrat continuu. De-abia luni cineva a considerat, deci face socotela, a fost sâmbătă, a fost duminică, a fost luni, trei zile, a strigat după ajutor. Nu putea să, alăptarea ei nu era suficientă pentru că era într-un stadiu de încheierea sarcinei ei săraca. Dar, dar ce a avut a dat? Ce a avut a dat acestui pisoi? Acum i-au luat pe amândoi, i-a dus acolo și continuă să aibă grijă de pisoiul acesta. A, se spune în popor despre câinele și pisica. A, vreau să știți că aceasta se spune în popor despre câinele și pisica. Dar în Evanghelie nu se spune așa ceva despre câine și pisică. În Evanghelie se spune altceva. Spune că aceștia doi, pe cât sunt de opuși în viața biologică și civilă, așa pot fi înfrățiți prin Evanghelie. Chiar câinele și pisica pot trăi la un loc și încă unul salvează viața celuilalt. Într-o ocazie viitoare, o să vedeți aici pe ecran, o pisică ce-a adoptat un câine orb uh, și l-a dus, îl duce la plimbare, l-a duce înapoi, îl mână de picior, continuu. Este atât de mișcător tabloul acesta. Iubiți frații, chiar dacă ar fi neplăcut pentru cineva, uh, știu că este neplăcut pentru firea noastră care nu vrea să trăiască așa. Nu, ea are alte rânduieli. Dar Dumnezeu, așa cum am citit aici pe ecran textul acesta din Biblie, suntem chemați de El să putem să trăim în pace, să putem să fim buni unii cu alții, așa scrie Scriptura, și să ne iertăm unul pe altul, cum pretindem că am crezut noi, că am fost iertați de Isus. Astăzi, ca și pe vremuri, o să-l rugăm pe Domnul care e învățătorul nostru. Să ne răspundă la cea mai grea întrebare care poate să frământe un suflet omenesc. De obicei, întrebările grele au răspunsuri complicate în lume. În biblioteci se găsesc rafturi nesfârșite. Eu am card la o bibliotecă, are vreo 13 milioane de volume în ea. În fiecare săptămână se introduc în această bibliotecă între 6 și 8 mii de titluri noi pe săptămână, vreau să spun. 6 8 de, de pe toată planeta Pământ. Milioane, milioane de lucruri. Domnul Iisus Hristos poate să ia toate cărțile astea în brațe și poate să le simplifice în trei cuvinte. Absolut tot ce este acolo se poate simplifica în aceste trei cuvinte. Doar Dumnezeu are această înaltă știință și astăzi va răspunde la, această, la cea mai grea întrebare care frământă sufletul omenesc. Dacă am fi luat de la el răspunsul și atât, și n-am fi încercat noi să răspundem la această întrebare și să mai adăugăm noi sau să mai scoatem noi unele lucruri, dacă făceam așa, pământul era scutit de multă vărsare de sânge. Istoria omenirii ar fi fost alta dacă l-am fi luat pe Dumnezeu pe Cuvânt. Istoria adunării în care suntem astăzi, la ora aceasta, prezența ar fi fost alta dacă am, am crede acest cuvânt istoria creștinătății ar fi alta. Numai că și astăzi vom citi, dar dacă vom lua la suflet sau nu acest cuvânt, depinde de fiecare dintre noi. Cea din întâi întrebare pe care a avut-o Nicodem pentru Isus, când Isus l-a chemat brusc la naștere din nou. Nicodem nu era un copil ca să nu înțeleagă ce semnificație are lucrul acesta, trebuie să te naști din nou, a înțeles toată istoria pe loc, a te naște din nou, este clar. Nu i s-a spus trebuie să te repari, trebuie să faci caroseria, trebuie să segmentezi motorul, trebuie să schimbi transmisia. Nu i s-a spus trebuie să te naști din nou. A te naște din nou înseamnă a o lua de la început. Absolut de la început. Nu e vorba de niciun fel de reparație. Este vorba de fapt de o nouă viață care se naște în Hristos, după cum n-ai fost înainte de a te naște, decât în conștiința lui Dumnezeu. Tot la fel nu ești înainte de a te naște din nou. Nașterea din nou este începutul unei noi vieți. Profesorul acesta de la școală, pastorul acesta din templu, este pur și simplu bulversat. Domnule, ce vrei să spui? Că tot ce am construit până acum, păi da, știi câte grade am obținut eu în învățământ, în astea? Știi cine sunt eu? Păi 70 de oameni au fost aleși din Israel, cei mai mari oameni din Israel. Știi câte limbi străine vorbesc? Știi câte coduri judecători știu? Uh, îți dai seama când mă vede lumea în oraș, câtă lume mă cunoaște în țara asta. Suntem 70 în, în Sanhedrin, în guvernul țării, suntem 70 de oameni. Sunt cunoscut oriunde. Ce vrei să spui că toate acestea sunt zero? Nu zero, minus infinit. Dacă ar fi zero, n-ar fi nimic. Ca o doamnă despre care vorbeam de une zi, că a venit în America, a zis, am venit în America mult mai bogată decât sunt astăzi. Când am venit în America am avut un dolar în buzunar, astăzi am minus 600 de mii, atâta sunt datoare astăzi. După ce am muncit 20 și ceva de ani în țara aceasta, mă aflu datoare Până niciodată nu voi putea să plătesc poate nici eu, nici, nici copiii mei. Adică nu ești zero. Dacă ai fi zero, n-ar fi o problemă. Ești minus infinit. De acolo trebuie să te ia Dumnezeu și de acolo trebuie să te aducă El la nașterea din nou în Hristos Iisus. Deci aceasta este. Nicodem a rămas fără cuvânt. El a învățat de la părinți și la biserică într-un fel, a predat într-un fel, la toată lumea și acum cineva îi spune că toate acestea sunt de neluat în seamă. Trebuie să te naști din nou. Din nou. Păi eu am crezut că mai am puțin de lustruit și am terminat. Gata, pregătirea, caracterul, lucrarea. Știm noi care sunt idolii la care se închină astăzi cei ce cred că pot fi mântuiți prin faptele lor. Aceștia sunt idolii nu poate să priceapă cum ar fi posibil așa ceva și prima lui întrebare este cum se poate face așa ceva. Iisus spune, nu e treaba ta să înțelegi cum se poate face. Când te duci la doctor, nu înțelegi tu cum te vindecă, cum te operează, ce substanțe. Tu pur și simplu te predai mâna lui, te adorme, te -a operat, te-a scăpat de la moarte. Asta e tot. Uite-te cum bate vântul, cât poți să înțelegi din această lucrare, atâta poți să înțelegi și din lucrarea Duhului Sfânt. Atunci vine a doua întrebare, după ce el spune cum se mai poate naște un om bătrân, e posibil așa ceva după ce am adunat o viață de merite și de pedigree, să-mi spui acum că de fapt nu cred că era dispus să renunțe la ele. Mai departe, după ce întreabă cum se poate naște un om bătrân, Iisus îi spune asemănarea cu vântul care suflă în și nu știi de unde vine, nici încotro merge, așa este cu oricine e născut din Duhul, inexplicabil adică, atunci Nicodem intervine cu a doua întrebare. Cum se poate face așa ceva? Ca și femeia, Doamne, de unde se iau apa asta? am înțeles. Ia, ia, apa aceasta, cine bea nu mai este în veac. De unde se iau așa ceva? Cum să fac? Ce să fac? Cum se poate face așa ceva? <coughs> Scuzați-mă. Isus îl pregătește pe student pentru răspunsul la întrebare. După ce îl vede că e pregătit, atunci îi răspunde întrebării lui. Întrebarea aceasta, cum se poate face așa ceva? Ce să fac ca să fii mântuit? Care este calea de a scăpa? Care este calea de a putea moșteni făgăduințele lui Dumnezeu? Aceasta a frământat nu pe unul, doi, a frământat Omenirea de la întrebații pe hinduși că se frământă cu aceeași problemă, pe budiști întrebații un miliard de oameni întrebații cu aceeași problemă se frământă toată lumea, creștinii se frământă cu aceeași problemă. Cum poate fi salvat un om? Răspunsul Mântuitorului este atât, atât de simplu. Mulțumesc foarte mult! Este incredibil de simplu. Uite cum. Simplu de tot. Problema noastră nu este cu înțelegerea uh, răspunsului la întrebare. Problema noastră cea grea este cu primirea acestui răspuns. Azi dimineața am învățat despre uh, David care ascultă predica de la această femeie din Tecoa. Și nici de cum nu aplică la el. Am înțeles, am înțeles despre ce vorba. Atât ai trebuie unul să-l omoare pe fiul tău, că stai că n-ai înțeles. Iisus îi spune lui Nicodem, uite cum se face. Problema noastră nu va fi să înțelegem cum se face, am să mă asigur că asta s-a înțeles. Problema noastră este că știu precis că ne vom lupta împotriva unui diavol cumplit din ființa noastră, dacă să primim sau nu așa ceva. Aici e marea noastră problemă. Problema noastră nu este cu păcatul, Doamne ferește, păcatul e nimic, e și e gunoi. Problema noastră este primirea lui Isus. Dacă acest lucru se petrece, păcatul devine un nimic. Iată cum se poate face așa ceva. După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul Omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnic. Așa va fi mântuit un om. Cunoști istoria? L-a pe Nicolae. Da, sigur, dar nu predau eu lucrul ăsta la studenți. Nu am scris eu cărți pe tema aceasta. Nu este scris în istoria noastră șarpele de aramă. Toată lumea știe, fără discuție că da. Deci cunoște acest lucru. Bun, exact ce s-a întâmplat acolo, așa poate fi mântuit un om. De asta s-a întâmplat acolo lucrul acesta, ca tu să înțelegi cum poate fi mântuit un om. Și aici s-a despărțit omenirea în două. Adică mă refer la cei ce au crezut în Dumnezeu. Unii au întors spatele și a spus, nu am. Așa ceva nu trebuie. Iar altul uh, s-a zmerit și a primit răspunsul acesta. În numeri la capitolul 21 ne este prezentată istoria aceasta la care face referire Mântuitorul ca un fel de parabolă vie pe care trebuie să o urmărim cu mare atenție ca să înțelegem cum poate fi mântuit un om. Uite-te bine ce s-a întâmplat acolo, înțelege ce s-a întâmplat acolo și așa poate fi mântuit un om. E simplu de tot. Dar nu întreba biserica. Dacă întrebi biserica, ea te duce la bibliotecă. Ea te duce la bibliotecă, ea îți arată mândria ei, istoria ei, sfinții ei, martirii ei, scritorii ei. Oh, nu nu lua pe drumul ăsta. Du-te și întreabă pe mântuitorul despre mântuire. Dacă îl întrebi pe el, el o să-ți dea un răspuns atât de simplu că și un copil înțelege. Dacă îi pe oameni, dacă te muți la biserica cealaltă și întrebi aceeași întrebare, îți dă un alt răspuns, care de fapt nu este răspunsul cum poți să fii mântuit, ci uite cine sunt eu spre deosebire de ăsta la altul. Uite ce cred eu care nu crede ăsta la altul. uite ce nu fac eu, uite ce fac eu. E o discuție care pur și simplu rătăcește pe un om. Dacă un om se duce să întrebe biserica ce să fac să fiu mântuit. Ea o să spună, mănâncă din pâine asta, bea din asta, ține așa, fă așa și să fii mântuit. Aceștia vom de, vom uh, vă descoperi pe parcurs că de fapt sunt niște idoli, nimic altceva. Ce s-a întâmplat acolo? Scrie Scriptura că Israel a plecat de la muntele Hor pe drumul spre Marea Roșie, ca să oforească țara Domnului, în numărul 21 suntem și Scriptura spune că pe drum poporul și-a pierdut răbdarea. Ce înseamnă să cu cine și-a pierdut răbdarea poporul? Ce ne pasă să spună? Cu Dumnezeu. a spus foarte bine. Și a pierdut răbdarea cu Dumnezeu. Și l-au dat afară din serviciu. Gata. Fired, cum zice americanul. L-au dat afară. Cu cine și-a mai pierdut răbdarea? Cu Moise. Adică și-a pierdut răbdarea. Ce înseamnă să-ți pierzi răbdarea? Ce înseamnă să-ți pierzi? Răbdarea? Înseamnă să că ai avut un timp. Ei merseseră să 38 de ani. Au răbdat 38 de ani. Mai erau 2 ani. Dar și-a pierdut răbdarea. Au mâncat mană, fără să le fie scârbă, s-a calculat de 41.000 de, mii de ori. Atât, de atâtea mese au fost în, în 38 de ani ăștia, în care au mâncat mană. N-a fost nicio problemă. Acum deodată li s-a scârbit, pentru că și-a pierdut răbdarea. Au mers și au ascultat de Dumnezeu 38 de ani, dar acum n mai nu vor să meargă mai departe și a pierdut răbdarea. Bine, Ți-ai pierdut răbdarea cu Dumnezeu, atunci mergi pe un drum pe care îl alegi tu. Dumnezeu nu te forțează să mergi după El. Du-te după altcineva care crezi că este mai bun, că, că te duce mai bine și alegeți tu drumul. Așa au făcut oamenii. Au pierdut răbdarea cu Dumnezeu, au spus, nu mă interesează să mai merg pe calea lui Dumnezeu. Eu știu ce am de făcut, eu vreau să fac așa și au pornit pe drumul lor. Cu cine s-au întâlnit? cu șerpii. Au oh, întâlnirea cu șerpii aceștia înfocați, care mușcau și produceau o temperatură în corp de a lua foc omul din cauza veninului care intra în sânge. De asta se numeau înfocați. Întâlnirea cu șerpii aceștia i-au ajutat să reevalueze întâln... umblarea cu Dumnezeu. I-au ajutat să reevalueze dacă a fost bine când și-a pierdut răbdarea cu Dumnezeu. Observați, Iona și-a pierdut răbdarea cu Dumnezeu. A zis gata, până aici. Învățarăm de une zi despre el. Noi riscăm să ne pierdem răbdarea cu Dumnezeu care nu răspunde rugăciunii noastre 20 de ani, 30 de ani sau care îngăduie să se întâmple în viață niște treburi care sunt contrare așteptărilor noastre și Dumnezeu nu vrea să meargă pe drum pe care l-am trasat noi și am spus pe aici trebuie să mergi, asta trebuie să faci. Ne pierdem răbdarea pur și simplu. Numai că sub mușcăturile acestor șerpi înfocați, și au dat ei seama că totuși umblarea cu Dumnezeu nu este ca umblarea fără Dumnezeu, cum au ales ei să meargă pe drumul acesta. După ce ai dat de nenorocire, ți-ai pierdut răbdarea cu Dumnezeu, ai terminat, nu vrei să mai vorbești cu Dumnezeu? Bine, El nu te forțează. Dar după ce ai lăsat pe Dumnezeu și ai pornit pe drumul tău și ai dat de nenorocire, la cine te întorci? tot Dumnezeu, că unde, David zice, păi mâinile cui să cădem până la urmă, dacă am făcut nenorocirea aceasta, dar în mâinile cui să cădem, decât tot în mâinile lui Dumnezeu. Atunci scrie Biblia că poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să se depărteze, la noi acești, de, să depărteze de la noi acești șerpi. La, până la urmă, nu știu, nu, e, nu, e, nu mi se pare... Aș vrea să nu se întâmple așa, firea mea ar vrea să nu se întâmple așa, dar, dar așa se întâmplă. Dumnezeu te va trimite înapoi să-i spui să se roage pentru tine omul pe care l-ai vorbit de rău. N-ai vrea să se întâmple treaba asta. La cine a fost trimiși prietenii lui Iov ca să-i spună să se roage pentru ei? La Iov. La Iov. Și s-a dus la el, până la urmă. I-a venit înapoi oamenii aceștia la Dumnezeu cu care și-a pierdut răbdarea, s-a rugat să-i scape și a venit înapoi la Moise de care, pe care l-a vorbit de rău și l-a rugat să se roage pentru ei. Foarte bine, să nu este un copil din ăsta mofturos, nu mai gata, ați vorbit de mine, nici eu de voi, Asta, astea sunt. Sunt niște prostii. Când vezi oameni, mai ales că, sunt, că asta e, asta, e, boală, e un infantilism. Ne comportăm ca niște copii. A, gata, te-ai supărat, mă supăr și eu pe tine, am terminat, nu mai vorbești cu mine nici, nici pe departe așa ceva. Nu. Și încă, dacă ești prieten cu mine, n-ai văzut și prieten cu nu știu cine. Astea le-am trăit la grădiniță, dar ca să vezi oameni în toată firea cu această atitudine, Zice că mergem pe nouă pământ și o să trăim acolo în vești, dar nu putem să trăim 5 minute aici unul lângă altul. Dar putem pe nouă pământ. Vorba lui Mama să crezi tu, mă. Așa ceva. Nu se va întâmpla niciodată, bineînțeles. Pentru că Dumnezeu nu are de gând să ne chinuiască acolo pe nouă pământ. Dacă ne-a chinuit atât de mult prezența aproapele nostru aici, și n am putut să-l suferim 5 minute, cum o să-l suferim o veșnicie? Nu se va întâmpla așa ceva oamenii aceștia se întorc înapoi la Moise. Se întorc înapoi la Domnul. roagă pentru noi. Iisus folosește acest incident ca să spună, uite, așa va fi mântuit un om. Exact asta. Omul a plecat de la Dumnezeu, s-a întors înapoi la Dumnezeu. Iată răspunsul lui Dumnezeu. Făți un șarpe înfocat, unul ca acesta. Spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. De asta v-am spus, nu mergeți la biserică să întrebați ce să fac ca să fiu mântuit. Dacă mergeți acolo, treaba dumneavoastră, o să vă pună în tot felul de școli, de pregătiri, de despregătiri, o să vă treacă prin furcile caudine, o să vă treacă prin, cum zice în Biblie, în conjur pământul, să faci unul ca tine. Te vor face oamenii ca ei. Altceva nu vor face din tine. Te vor face ca ei. Problema e că nu mai ajungi o copie după copie, nu mai iese bine, iese mai jos, și atunci ajungi de șapte ori mai rău decât ăsta care te-a făcut ca, pe, te -a, ca el. De asta am spus că dacă e cineva care poate să răspundă la această întrebare, este Isus. Dacă vrea cineva să întrebe despre organizații, despre lucruri, poate să meargă la biserică, e foarte frumos lucrul acesta. Dacă vrea cineva însă să întrebe de mântuire, mântuirea nu poate fi. Întreba despre ea, nu putem să întrebăm despre ea decât pe Mântuitorul. Simplu răspuns al lui Dumnezeu. El folosește unele soluții incredibil de simple, provocator chiar. Au un copil într-o iesle de animale. E răspunsul la problema cosmică a păcatului. Puh, păi când am vorbit noi de marea luptă, când vorbim noi de cosmos, de imaginea lui Dumnezeu, de uh, tot felul de, de, de concepții teribile, te aștepți ca Dumnezeu să dea un răspuns cosmic, nemai vreo manifestare fantastică. Nu, mă, frate. Un copil într-o este, acesta este răspuns. Pentru că Dumnezeu folosește incredibil de simple mijloace pentru a împlini lucrările Lui. Vreau să vă reamintesc faptul că acest vehicul spațial pionier se numește trimis de vreo 30-35 de ani în spațiu, a trecut de mult de galaxii, de soare, de lună, de 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 de, de lună, de, a trecut de când lumea de galaxii și așa mai departe și continuă să meargă în spațiu, continuă să transmită pe pământ. Se aude ca ziua tot ce transmite el de acolo. Cât curent îi trebuie? O baterie de ceas. Cu o baterie de ceas transmite de la milioane de milioane de kilometri distanță. Asta este datorită sensibilității aparatelor care sunt aici. Vreau să spun că Dumnezeu folosește niște mijloace extraordinar de simple. Extraordinar de simple. Sigur că la o mușcătură ca aceasta te așteptai că la vreun medicament nemaipomenit, te așteptai la vreo intervenție chirurgicală, la vreo intervenție dramatică și așa mai departe. Nu. Simplu de tot. Ia un șarpe asemănător cu al păcatului. Fiul lui Dumnezeu a fost făcut păcat pentru noi și înalță-l primul lucru în înaintea oamenilor. Sus de tot. Atât de sus încât să poate vedea oricine. Dacă sunteți într-un loc în care Isus nu este înălțat, nu sunteți în Biserica lui Hristos. Sunteți într-un club, într-o societate de oameni de treabă. Suntem oameni de treabă. ei sunt oameni. Dacă suntem într-un loc în care Isus nu este înălțat, aceea nu este Biserica lui Hristos. Dacă cineva vă propune o mântuire care nu prevede acest lucru și atât, nu este adevărata mântuire. Aceasta este o mântuire inventată de oameni. Dacă vă arungează, dacă vreți să schimbați, dacă cineva vrea să schimbe, răspunsul lui Dumnezeu pentru mântuirea aceasta cu răspunsul omului e liber să o facă. Dar Dumnezeu are întotdeauna soluție extrem de simple. Dar pe cât de simple, pe atât de grele de acceptat. Pune un șarpe într-o prăjină. Oricine va privi spre el, va trăi. Observați că nu a zis Domnul aici, fă un medicament. Du-te la un doctor. Adu-o jerfă ă, șarpelui din prajină. Nimic! Nu a cerut nimic pentru scăpare. Un singur lucru a cerut. Ce a cerut? Privește. Privește. Atât. Privește. Simplu de spus. Simplu de spus. Vreau să vă spun că unii care s-au uitat acolo au continuat să moară. Biblia spune că au murit mulți. De ce? Nu au crezut lucrul acesta. S-au uitat în bazjocură. Ce fizic că cu un șarpe în prăjină mântuiești oamenii. Păi să vezi câte volume avem noi, câte tomuri care ne arată prin ce trebuie să trecem ca să fim mântuiți. ce fi crezând că cine s-a uitat în bat jocură sau cu dispreț la așa ceva, nu i-a folosit. Nu i-a folosit. Veninul și-a făcut lucrarea și a murit. Când veneau la Moise tremurând, mamele cu copilul vânăt, mușcat de șarpe, Domnule Moise, Domnule Moise, uite, șarpele a mușcat copilul. Moise spunea, uite-te acolo, îndreaptă copilul acolo. Arată, îi spune acolo. Când venea tata sau mama sau bunicul sau soția sau soțul, Moise avea un singur răspuns. El avea un singur răspuns. Când se îngrămădea lumea și nu putea să răspundă tuturor, decât mâna lui întinsă, arătați pe locul acela. Uitați-vă acolo. Atâta numai? Atâta. Nimic, nu. Ați observat ceva? Șarpele nu a fost pus în sanctuar la cortul întâlnirii. Nu? N-a fost legat cu nimic de jerfă. Nu i s-a spus să-i aducă vreo jerfă sau tămâie sau ceva. Atât a cerut din partea celui mușcat de șarpe. uite te acolo! uite te acolo! Știu, e, pare, pare, simplu de tot. Pare stupid, poate, pentru cineva care este foarte elevat. foarte. Dar acestea sunt soluțiile lui Dumnezeu. El altă mântuire nu are el o alternativă, o variantă la așa ceva nu a adus. Ce a spus, cine se va uita, omul acela va fi vindecat. Sigur că nu ne poate ușor, lăs, nu ne poate lăsa cu inima ușoară o așa provocare. Știu precis că dacă nu mă uit, așa cum a spus Domnul, în altă cale nu este. Pe de altă parte, mândria mea nu mi îngăduie să cred că e chiar atât de simplu. Chiar așa? Chiar așa. Nu a întrebat pe nimeni de cât șerpi a fost mușcat, nici de cât timp este mușcat. N-a contat nimic, nimic, nimic. Un singur lucru a contat, uite-te acolo, privește și trăiește. Atât. Dar ca să poți să privești acolo, trebuia să crezi lucrul acesta. După ce ai crezut, trebuia să iei în stăpânire lucrul acesta. După ce ai luat în stăpânire, trebuia să trăiești. Imediat se cunoștea în viață. Îndată ce și întorcea cineva privirea acolo, între corpul era eliberat de veninul acesta teribil pe care șarpe l-a în viața lui. Păcatul nu poate fi biruit prin programe, prin uh, metode, prin tehnici, prin cărți, prin uh, atâtea lucruri astăzi. E piața plină fluvii de cărți, curg pe piață astăzi, mii de predici de la învoane, învățând pe oameni cum să facă, ce, cum să procedeze în cutare, în cutare, în situație. Nu, păcatul nu are decât o singură rezolvare. Privește și trăiește. Într-adevăr, nu este ușor să faci lucrul acesta. Nu este ușor deloc. Aș vrea să mergem înapoi în Ioan la capitolul 3, acolo unde Domnul vorbește cu Nicodem și i-aruncă această incredibilă provocare. Era gata să facă orice, oricât de greu. Dacă se spune doar atât, că în aceasta constă mântuirea, doar să privești la Isus să crezi și vei fi mântuit. Ați văzut că Naman nu, nu a zis că nu se supune. El vrea să trăiască, omul vrea să scape de lepră cu orice preț. Și crede că, crede că acolo scapă de lepră. Pentru că așa a fost fetița aceasta, a crezut-o. Dar el nu crede că chiar așa de simplu, auzi, să te bagi în apă și să ieși afară. Da, nu pot să cred că... Păi n-aveam eu apă dacă era, dacă era vorba de apă ce eu, credința părinților mei sau ce n-aveam eu apă, de trebuia mie să vin, nu știu. Nu, atâta. Slujitorii s-au strâns lângă și părinte, dacă ți-ar fi ceva, ceva greu, făceai, sigur făceai dacă ți-ar ceva greu. Te urcai în genunchi pe Himalaya, ai fi trăit viața din tine ți-ai fi dat dacă ți-ar ceva greu. Dacă ți cerea să dai tot aurul, toată puterea pe care o ai, le dai toate, absolut tot ce ai pe pământul acesta rămâne ca iarba în, în deșert. Erai gata să faci dacă îți cerea mult. Dar faptul că ți-a cerut așa de simplu, așa de puțin, aceasta e, e foarte, foarte greu. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot la fel trebuie să fie înălțat Fiul Omului. Acea biserică unde nu este înălțat Fiul Omului nu este Biserica lui Hristos. Este Biserica oamenilor. Acel sabat unde Domnul Sabatului nu este înălțat, nu este sabatul Domnului, este sabatul vostru. Foarte frumos, e o, e o zi de recreație, de, așa de. dar de parte, acea odihnă care vine din lucrările mele și nu vine din lucrarea lui Dumnezeu pentru mine, aceea nu este odihnă de sabat. Ce s-a întâmplat cu șarpele de aramă? Cine știe? După ce s-a terminat uh, treaba aceasta. Nu mai scrie Biblie să mai fi fost atacați a doua ori de, de lucrul acesta. Șarpele de aram era în permanență în tabără, înălțat acolo. Niciodată nu mai, mai citim că s-a mai întâmplat. Dar cine știe ce s-a întâmplat cu el? Lars. Lars? Un obiect așa de important, nu putem să-l ardem. Nu, 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 nu. Asta este Solomon. Um, uh, Fraților, să mergem în întâia Regii, în capitolul 18. Ca acolo o să aflăm noi cam ce s-a întâmplat. Dar atenție că avem câteva întrebări foarte serioase care izvorăsc din textul acesta de aici. Iată, suntem în 1 regi 18. Nu, 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 nu. nu. În numerii 21, pardon. În... Ba da, haideți să rămânem aici. este la versetul, la versetul 4. Atenție, deci 2 regi 18, versetul, capitolul 18, versetul 4. Eu o să citesc versetul, dar după aceea am niște întrebări de pus. Vă rog să fiți foarte atenți. Ok, în al treilea an al lui Osea, împăratul lui Israel a început să domnească Ezechia, fiului lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani când a ajuns împărat. Ați subliniat cifra asta 25, da? Nu 65, nu 75, nu 85, nu 95, 25 avea. O doi împărați, capitolul 18. Versetul 4. Avea 25 de ani când a ajuns împărat. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. Acum o să citim un verset provocator. Ia uziți. A îndepărtat înălțimile. Ce erau astea? locuri înalte alese, ne rugăm pe vârful muntele cu tare, este mai aproape de Dumnezeu. Ne rugăm, asta făceau păgânii, ei puneau idolul pe cele mai mari înălțimi. A îndepărtat înălțimile, a sfărămat stâlpii idolești. Ce înseamnă asta? Mai sunt pe aici destui prin America tot felul de coloane așa sculptate, cu fețe, cu roade, cu tare, un stâlp mare cât toate zile. Nu o să mai închină nimeni la ei acum, dar pe vremuri, când trecea pe lângă așa ceva, printre indieni, spre exemplu, erau considerați sfinți, să închinau în fața lor. El i-a sfărmat, i-a dat jos. A tăiat astarteele, zeițe turnate în poziții artistice care salutau lumea, să închina lumea când trecea, -a, a spart, a dărâmat tot. Și mai departe continuă Biblia natural, a sfărmat în bucăți arpele de aramă pe care îl făcuse Moise, că și copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui, îl numeau Nehuștan. Nehuștan, cuvântul, însemnează chestia aceea de aramă. Nu-i zice șarpele sau uh, lucrul ăla de aramă. Nehuștan. Dar nu înțeleg cine poate să-mi spună uh, cum de, de este amestecat aici cu înălțimile, cu stâlpii dolești, cu astartele și șarpele de aramă. Ce caută astea toate într-un loc? Cine poate să-mi spună treaba asta? Au făcut un idol din el. Au făcut un idol din el. Bine, dar la origine șarpele de aramă n-a fost Astartea. Dar cum a ajuns cu Astartea la un loc? Foarte simplu, prin a te închina lucrării în locul lucrătorului. Da. -se tine, au prăbitat, doar ai... da. Acum lucrurile s-au modificat mult. Ce? Șarpele de aramă. Ce fel de misiune este aceasta? Ce misiune a avut el în tabără? Cine poate să-mi spună? Dacă ar fi să numiți astăzi, de exemplu, una din componentele lucrării bisericii, care componentă a lucrării bisericii ați identifica-o cu lucrarea șarpelui de aramă? care ziceți mai, mai pe englezește? Nu, no, nu, no. health ministry, lucrarea sănătății, nu? divină vindecare, vindecarea. Aceasta este o componentă a lucrării lui Dumnezeu. A doua componentă a lucrării pe care a, care a fost îndeplinită prin șarpe de armă, care a fost? Credința, Credința. Mai, 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 specific. Ce, ce, era aceasta pentru ei când le spunea? S-a găsit un răspuns. Salvare. Evanghelizare, mă, fraților. Evanghelia este acolo, Evanghelia este asta când vi se spune, uite, fraților, am o veste bună, s-a găsit o soluție. Deci, lucrarea sănătății și lucrarea de evangelizare, nu? Erau prinse în șarpe de aramă. Dar când ajungi să te închin la lucrarea Domnului, în loc să te închin la Domnul lucrării, atunci ea devine nehuștan. O mulțime de închinători din aceștia ai lui nehuștan sunt astăzi pe pământ omul nu este mântuit nici prin lucrarea sănătății, nici prin evangelizare. Omul este mântuit prin sângele care a curs pe crucea de pe Golgota pentru el. Atât. că și prin har a fost mântuiți prin credință. Aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ezechia care avea 25 de ani a sfărmat acest șarpe de aramă. Adică s-a ridicat înaintea oamenilor și a spus, oameni buni, încetați să vă mai închinați la idole aceștia încetați să vă închinați lucrării în locul lucrătorului care este binecuvântat în veci. Aceasta a fost predica pe care Mântuitorul a ținut-o în fața lui Nicodem. Dacă te vei uita, vei trăi. Privește și trăiește. Orice serviciu și orice slujbă, orice predică, orice misiune de sănătate sau economică sau de familie sau de ce vrem pe pământ, care nu are în centru pe Domnul Hristos, care nu înalță pe Domnul Hristos, este un nehuștan. Este jertfea lui Cain. Ascultă o predică. Dacă în predică aceea nu a fost înălțat Domnul Hristos, să știi că te-ai închinat la nehuștan. Omul ăla de acolo deține predica asta, oricât de frumoasă alcătuită ea, el este un închinător al șarpelui. Lipsește din din centru acestei predici, înălțarea Mântuitorului nostru. După ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Nu știu dacă ne putem da seama de însemnătatea dramatică a acestui lucru. Și nu știu dacă am întemeiat mântuirea noastră și dacă am învățat pe copiii noștri și dacă am predat bisericii că mântuirea constă în a privi la Cel răstignit pentru tine. Atât. Și punct. Nimic peste aceasta. Nici măcar nu li s-a spus să miște un deget. Privește și trăiește. Asta e tot. Pavel se luptă cu problema asta serioasă în Galateni. Galatenii la început așa au crezut. Că ei sunt mântuiți prin a privi la cel răstigni pentru ei. Dar a venit niște frați credincioși care au spus, lasă-vă fraților, asta, vorba lui Doamna asta de la Londra, Iisus este ok, dar avem altele de făcut câte avem noi de făcut frate, de ținut așa de cu tare, la asta, Iisus, treaba, lui acolo, aici este. A venit unii în Galatia și le-a spus asta. Galatenii s-au întors. I-au speriat, nu o să fiți mântuiți, fraților, dacă nu vă tăiați împrejur, dacă nu țineți așa. Mă, nouă ne-a spus că suntem mântuiți, adică doar prin a privi la cel răstignit pentru noi. Ha, lasă asta! Isus este ok, dar trebuie să vă tăiați împrejur, trebuie să țineți așa, trebuie să faceți așa. Și le-a dat-o și galatenii au fost corupți. Acum, Pavel, mișcat de tragedia lor, intervine și îmi spune, mă tem, ca nu cumva, așa cum șarpele a înșelat-o pe Eva, așa să vă înșele și pe voi să credeți că un om poate fi mântuit altfel și prin altceva. E acela șarpe. El a spus primilor noștri părinți, puteți să fiți mântuiți dacă faceți treaba asta. Adică puteți să deveniți ce vreți să deveniți. Și ei au încercat să se ajute cu mâna lor. Iubiții mei, vreau să las ca de obicei foarte deschis acest subiect. Dacă mi s-ar fi spus să... să... țin ultima predică și mi s-ar fi spus ce temă aleg, aș alege pe aceasta. Nu cred că este vreo vreuna mai însemnată pe... în toată Scriptura. Cred că de aici ar trebui să plece orice altă învățătură. Restul e istorie în Biblie. Restul e istorie. Absolut tot ce scrie în Biblie este istorie. Răspunsul la întrebarea ce să fac ca să fii mântuit e dat de Isus. Uite-te ce s-a întâmplat în pustiu, cum a înălțat Moise șarpele, așa fiul omului va fi înălțat, oricine va crede în el, acela va fi mântuit. Acesta este răspunsul. Printr-o privire a intrat păcatul în lume. S-a uitat și a crezut. Și printr-o privire a intrat mântuirea în lume. S-au uitat și au crezut. Depinde unde vom privi. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată prea iubit, să-ți mulțumim că astăzi ai așezat înaintea noastră un răspuns așa de simplu la această tulburătoare întrebare a oricărui suflet omenesc, ce să fac ca să fiu mântuit? Tu ai răspuns, privește și vei trăi. Doamne, nu stă în puterea noastră să primim un răspuns atât de simplu. Suntem mușcați de șarpele mândriei spirituale. Suntem mușcați de șarpele păcatului, suntem bolnavi de moarte Tatăl nostru și știm că singura scăpare este să privim și să trăim, dar păcatul și firea aceasta în care suntem astăzi ne împiedică să te credem pe cuvânt. De aceea cerem ajutorul Tău, ajută-ne credinței noastre, Doamne. Intervin în viața noastră. Dă-ne putere să te credem pe cuvânt, Doamne Iisuse. Și ce ai răspuns omului acestuia, ne-ai răspuns și nouă fiecăruia dintre noi astăzi lasă harul și binecuvântarea ta asupra sufletelor noastre și fie ca Duhul Sfânt să continue în putere și în strălucire această temă, această învățătură fundamentală în ființa noastră. Fă ca ea să fie temelia credinței noastre. De aici să izvorască, de aici să țâșnească în viața veșnică izvoarele apei vieții. Ajută-ne să ducem vestea aceasta bună oriunde. Ajută-ne ca ori de câte ori vom sta înaintea și în prezența oamenilor să înălțăm pe Mântuitorul răstignit și înviat pentru mântuirea noastră. La aceasta am fost chemați, suntem onorați, îți mulțumim în numele Domnului Isus. Amin!